Călmari salari, dar deja are 21 de ani. E prin Germania. Pe aici ce să facă? Să ducă să lucreze pe 14-15 milioane pe lună? Să mai ia și de acasă mâncare, că majoritatea nu-ți asigură masă. Pe orele de școală, după ce își termine programul, fac pregătire. Anumite exerciții care nu le înțeleg ei la orele astea, profesorul ia, le explică din nou să învețe, că dacă nu le explică degeaba, te duci să... Și fata vine și face orele și acasă. Părinții vin și spun, Doamnă, dar eu nu mai știu. Iar copilul îmbrățișează acest nu știu, ca și când ar fi și al lui și nu are sens să-și mai bată capul. Și atunci, sprijinul este, cred că, nevoia principală a lor, din punctul meu de vedere. Iar aici, la After School, lucrez la un anumit nivel și crești lucrurile în funcție de cum vezi că progresăm. Vârfurile le iau fața și ei simt cumva că cine știe ce mai spun și râd ceilalți de ei și mai bine se abțin. Și atunci, da, e un control mai mare pentru că sunt des abordați, pentru că pot să răspundă, ridică mâna. Deci, de fapt, se comportă ei la after school cum se comportă vârfurile din clasa obișnuită, din clasa întreagă, cam așa. Îi încântă de asemenea și alte bunuri pe care le mai primesc. Spre exemplu, am avut o fetiță pe care am rugat-o să se înscrie și mi-au zis părinții că e prea mult pentru copii să stea până la ora asta. Cum când a văzut cum merg lucrurile la after school și că mai primesc și mâncare caldă și așa mai departe, îmi spunea că ar vrea și el să înscrie fata la after school.